Hei, salutare, oameni fain! Azi continuăm să răsfoim revista Mickey Mouse de la editura Egmont România și vom răsfoi împreună de data aceasta numărul 15, ce a apărut pentru perioada 1-15 august 2001, continuare la prețul de 21.500 de lei. Și de data aceasta ce avem? Premiile tale, cărți de la National Geographic. Așa, și mai avem fascinanta lume a păiajului. Da, nu știu de voi, dar na, eu cum sufăr așa, ciochito de arachnofobie. Ana, nu, mai știu că sunt util la casa omului, da. Așa, mi-e privi. Dar să trecem așa puțin în pâine. Da, de asemenea, reclamă publicitate pentru volumul 3 din Manolo Casio Junior. I got it. Așa. Și să intrăm în pâine. Avem... bineînțeles, începem direct cu un story de Donald Duck. Vioara fermecată. Sună interesant. Dacă nu orice asta e ok, din punct de vedere al calității printului. Culorile sunt vii, sunt nice. Ce avem aici? Pagina istețului, unde se putea câștiga unul din cele trei, să zicem, volume din Manolo Casio Junior numărul 3. I got it. Așa. Pe care l-avem deja, deci de asta nici n-am mai participat, cu siguranță mi l-am cumpărat și nu mai avea sens să mai particip. De ce nu? Să le dau șansă și altor cititori să câștige acest volum. Evident, deja vedem regula la această secțiune. Mickey Detective, cine a răpit-o pe Clarabel? Eu știu, cine a răpit-o? Și la mijlocul revistei, data aceasta ce avem? Fascinanta lume a plăiajului. Ok. Bine, dar fi după mine. Kill them with fire. Hans, bring the flamethrower. Dar, na. Da, foarte interesant, am înțeles utilitatea lor. Na, că am făcut și un liceu de științele naturii, dar... Bine, sunt foarte interesat, pânza, ale multe. Notificarea, bă, trecem peste. Așa. De asemenea, vedem aici și un story de Mickey Mouse. Chinezul. Ok. The Chinaman. Continuăm cu un story de Donald Duck, ambulanța animalelor. Există așa ceva? Chiar. Așa ceva nu cred că există în lumea reală, nu? O ambulanță pentru animale. Uite, idee de business. Deci, dacă v-ați fi gândit, băi, ce am putea să facem? Nu, idee de business. Ambulanță pentru animale. Ajungem și la secțiunea de jocuri, glume și șmecherii, a.k.a. Haz. Da, câteva poante, câteva tucuri interesante. Și mai avem așa un story de Goofy, creatura, și Mickey Mouse, osul preistoric. Da, mă rog, așa, short stories de o pagină, adică pot să zic, wow, vedem story de Mickey Mouse, o pagină. La final, test, frica de păianjen. Yeah, na, nu mersi. Nu vă fac niciun test, na. Adică, uite-te la el. Cum să nu-ți fie scârbă, știi, când ești... Come on, kill it with fire. Așa, de data aceasta la concursul revistei putem să vedem că erau puse la bătaie trei volume din Pământul, un volum de la National Geographic, și avem de asemenea și câștigătorii din revista Mickey Mouse numărul 11. Ce se putea ca în jocuri Lego, la modă rolele. Interesant. Și un preview pentru, sau mă rog, așa, privi la copertă pentru numărul 16, ce apărea cu 15 august 2001. Da, interesant, Donald Duck la mare. Dar, da, nu zic nu, da, interesantă coperta cu Donald Duck, așa, mai cu Pangen. Dar, da, un număr, de ce nu? Bunicel. Pentru începutul celei mai călduroase luni ale anului. Ce pot să zic decât, nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru timpul acordat pe această cale. Nu uitați, un share, un subscribe, ajută canalul, ajută Arhiva BD. Spor la citit, la benzile desenate pe care le aveți pe rol în momentul de față. Vă urez o zi cât mai bună și baftă tuturor!